cu Ioana Popescu, care vrea să facă un apel disperat, chiar în aceste momente în direct, pentru că aceasta își caută fratele pe care nu l-a cunoscut niciodată, după ce tatăl a părăsit-o și l-a văzut o singură dată în viața ei. Sunt mărturii, urmează mărturii dureroase, vorbim de un strigăt de ajutor și ea este acum în direct cu noi, Ioana Popescu. Nici măcar nu știam că în spatele acestui om vulcanic și acid uneori se ascunde o poveste așa tristă. Salutare! Asta e, tot avem, cred că, povești astea dramatice. Probabil că de asta unii reacționează mai așa vulcanic în viață, tocmai pentru că au avut traume în trecut. Ce să spun? Simt de fratele tău, deci tu ai un frate pe care da. Nu l-ai cunoscut niciodată, dar cum e, este frate? Povestește-mi tu, te rog. O să spun așa pe scurt, ca să înțeleagă toată lumea. Deci, tatăl meu a avut o viață mai tumultoasă, cred că cu el semăn, Cornel Nestor Popescu, îl chema, că a murit în 2017. Și el, când s-a căsătorit cu mama, el avea 40 ceva de ani, mama avea 21 pic, era mult mai tânără, m-au făcut pe mine, la 2 ani au divorțat, dar după câțiva ani a venit cineva de la asistența socială de pe vremea respectivă la bloc la mama, pentru că el era înscris cum că ar fi stat la un moment dat acolo, să spună că persoana respectivă, adică tatăl meu, nu i-a mai dat pensie alimentară copilului, primului copil, adică un băiețel care era, am înțeles, cu vreo 2-3 ani mai mare ca mine. Deci, nu știu decât atâta, că probabil poartă numele Popescu, știe, cu câțiva 2-3 ani mai mare ca mine și posibil în zona Berceni, pentru că și atât mama cât și tata stăteau în zona respectivă. Dar ca să continui, de tata, după ce a divorțat de mama, s-a recăsătorit imediat și mai am doi frați în America pe care eu îi cunosc și vorbesc cu ei, dar vă dați seama că dacă sunt în America, nici măcar ne-am văzut. Deci vă doar așa. Da. Ce să spun? De când s-a despărțit de mama ta când tu aveai 2 ani, a plecat în America și de atunci n-a mai ținut niciodată legătura cu tine? Păi, el a încercat la un moment dat, înainte să plece cumva din țară, că la un moment dat a fost un val de plecări, toți anticomuniști, toți care erau cumva împotriva sistemului, au încercat să plece. Și în perioada aia, când s-a trecut de la comunism la democrație. Exact, și în acel val a reușit și tata să plece împreună cu noua lui familie, dar înainte de asta, țin minte foarte clar, practic singura amintire cu tata, eu eram... Terminasem școala 96 aici din Berceni, de pe Brâncoveanu, și eram după ore și mama a venit și a zis: uite, o să-ți cunoști în sfârșit tatăl, pentru că de la 2 anișori eu nu mai aveam amintiri, practic era prima dată când îl vedeam cumva conștientă, că de atunci nu-l văzusem între 2 ani și 7-8 ani. Și am văzut și i-a zis ceva, am înțeles și atunci, după care am cerut lămuric și am înțeles, el i-a spus că o să plece în America și dacă poate să mă lase și pe mine să merg cu ei, că va fi o viață mai bună. Repet, încă nu se terminase comunismul, eram încă în timpul lui Ceaușescu. Și mama, evident, a fost foarte, a zis că nu există așa ceva. Deci, practic, tatăl tău a vrut să te ia cu el în America și cu noua familie, da? Înțeleg bine. Vrut, practic, după câțiva ani în care n-a luat legătura deloc cu tine și a revizuit atitudinea și comportamentul de părinte, de tată. Tu voiai în sufletul tău de copil atunci, voiai să o lași pe mama și să pleci cu tata în America? Da, eu i-am și spus, dar de ce? Pentru că și acum sunt la fel de aventuroasă ca și când eram mică. Dar de ce? Ce se poate întâmpla? Dacă nu-mi place, mă întorc. Hai să ne întoarcem un pic la frate, că nu mai avem foarte mult timp. Tu acum spui că ai rămas oarecum singură. Îl caut și poate prin intermediul vostru, poate se întâmplă vreo minune și îl găsesc. Hai, mai multe detalii. Deci tu consider că poartă numele de familie Popescu? Da, că este cu 2-3 ani mai mare ca mine. Scuză-mă, dar nu știu vârsta ta. 18, glumesc, nu, 44. Mulți înainte. Mulțumesc la fel la toată lumea. Da, și zona Berceni cred că este pentru că, repet, atât, din ce am dedus și am investigat eu toată cât am putut să investighez, atât mama care tot timpul a stat aici, în Berceni, cât și tata care era pe zona Giurgiului cumva,
Practic, așa bănuiesc că ar fi fost și respectiva doamnă. Mama... Păi probabil, deci cei care se uită acum la noi și au numele de familie Popescu, locuiesc sau au locuit sau s-au născut în zona capitalei, zona Berceni mai exact, sectorul 4. Sau vreo 46-47 de ani, să ia legătura cu Ioana Popescu, pentru că e posibil să fie fratele Vitreg al acesteia și Ioana își dorește foarte mult să-și cunoască fratele Vitreg. Rămâne așa să ne anunț tu dacă cineva a luat legătura cu tine. Îți mulțumesc că ai împărtășit cu noi. Mulțumesc, Ioana. Mulțumesc. Oh, câte traume, câte... Ce poveste frumoasă! Și vezi tu ce înseamnă totuși transgeneraționalul, nu-i așa, Diana? Când îți cauți, când n-ai tu liniște în suflet până lucrurile nu se așează cum trebuie. Și cred că noi toată viața o să fim pe firul acesta, legați de familia, legați de sângele nostru adevărat. Știi că mama ei e bolnavă și își dorește să vorbească cu cineva din familie, chiar dacă e frate Vitreg. Nu există frate Vitreg, știi? Nu. Deci, vezi tu, mamă Vitregă, frate Vitreg, e așa o etichetă foarte nedreaptă. E parte din sistemul familial și de fiecare dată când... Pentru că parte din puterea ta, cred că este puterea acolo ta, și exact. Simți nevoia să ai alături acea persoană. Exact. Foarte cum frumoasă credeți că ar fi poveste. Fost viața Ioanei Popescu dacă mama ar fi lăsat-o să plece în America alături de... Nu a lui familie. Ar fi fost diferită cu... I-ar fi plăcut, s-ar fi întors în România la mamă? Sigur, cu siguranță. Nu crezi că s-ar fi întors la mamă? Nu. Eu cred că da, eu cred că... Ea a zis că era foarte atașată de tatăl ei. Era atașată, dar nu-l văzuse niciodată, era un atașament proiectat. Da. Sigur, era un atașament dar proiectat. Dar totuși îl dorea, știi? Era tot... Da, dar vezi tu, copiii care fac parte din familie dezorganizată întotdeauna tânjesc. Și au dorul în suflet față de părintele pe care nu l-au cunoscut. Și un dor adânc și un dor pe care unii săraci niciodată nu reușesc să-și-l adică el a lipsit ani buni, că dacă la 2 ani a plecat, s-a despărțit de mama ei, el s-a întors când ea avea 8 ani. Și ea tot caută figura paternă și în fratele său cred că vede... Exact, nu vrea să fie singură, dar faptul că s-a întors după ea e o confirmare că nu a uitat-o și o confirmare că el cumva a avut-o în sufletul ei, în sistemul lui familial. Că, până la urmă n-a stat cu mama Ioanei. Dar ideea este că, vezi, fiecare om are o mamă și un tată. Și dorul acesta de mama și de tata și de frații născuți și nenăscuți, mă rog, nenăscuți pe pământ, pentru că poate au avut o soartă înainte de a se naște pe pământ și, mă rog, n-au mai apucat, e un dor adânc care în momentul în care nu este întregit, lasă acel gol energetic în sufletul nostru și e ca o chemare pe care tot vrei să o găsești. Foarte frumoasă vedem dacă povestea. O să-și găsească acum să fratele. Vă dați seama, ar fi așa o reuniune. Nu știu, mai să comentăm. Extraordinară, da. Sperăm să-și găsească fratele Ioana Popescu. Între timp, permiteți-mi să vă mulțumesc tare mult amândurora că s-au alături de noi. Diana, Adriana,